Dar eu, deși îmi iubesc jobul, vinerea când vorbesc cu clienții văd în ochii lor mare. Când le prezint apartamentele, văd autostrada. Când mă uit peste un raport de marketing, cu siguranță văd vama veche. Așa că, ca de obicei, în fiecare bine ne vedem să mai bârfim, să mai povestim, cel mai mult despre Sunnyvale, asta este adevărul. Iar astăzi o să bârfim un piculeț despre motivul pentru care eu am ales Sunnyvale. Ana, de ce ai ales tu Sunnyvale? Adică ne chemăm toți prietenii și cumpărăm tot etajul, nu? Corect, mai avem două apartamente de cumpărat. În vizită și dai un party, ai două balcone pe fiecare etaj, ai unde să te cazezi. A, da, corect. Păi mai facem încă două, dacă vreți, nu e nicio problemă. A, mi se pare super Oricum, în Sunnyvale limita de vârstă e cam 35, așa că... Păi e cadrul. În cadrul ăsta și vă dat la party, da. Balconul a fost pus numai bine, clar, exact. Da, după cum puteți să dea, motivele sunt foarte serioase. Da.